Am revenit după o scurtă pauză de publicitate, dragi telespectatori. Am urmărit împreună jurnalul orei 16, prezentat de colega mea, Ana Maria Giurgescu-Mătău. Așadar, vreau să vă spun că în continuare vă propun un subiect foarte interesant, mai ales că se apropie și sărbătoarea Crăciunului. Mulți, cu siguranță, deja ați făcut și brăduțul pentru Crăciun. Iar astăzi vă propun să vedem cum ia naștere un globuleț. Tocmai de aceea l-am invitat alături de noi pe președintele Arcom Scurtea de Argeș, domnul Sandu Nichita. Bine ați venit în platoul Absolut la zi. Bine v-am găsit. Este pentru a doua oară când vin în direct în emisiunea dumneavoastră. Am mai fost și anul trecut cu aceeași temă și văd că se perpetuează niște emisiuni care probabil plac telespectatorilor dumneavoastră și în condițiile astea devin interesante. Cred că cei mici sunt interesați să vadă cum ia naștere un astfel de globuleț, pentru că de-a lungul timpului, trebuie să le spun telespectatorilor, am avut ocazia să fiu alături de dumneavoastră chiar la sediul de la Curtea de Argeș. Activitatea de producție, să zic așa, ornamentelor pentru pomul de Crăciun, fiindcă li se mai spune și așa, datorită faptului că este o gamă variată de astfel de globulețe, este o activitate elaborioasă, de multe ori dificilă și foarte energofagă, deoarece modelarea globurilor de Crăciun din țeava de sticlă, țeava de sticlă care se face din nisipul cuarțos, necesită pentru modelare 600-700 de grade, iar lucrătorul, cum o să vedem în imagine, stă cu flacăra aproape de ochi. Sigur că sunt niște măsuri de protecție a muncii ca să nu fie afectat lucrătorul. După această modelare, să spun așa, în diverse forme, de la globuri sferice, la globuri ovale, urmează faza de culoare de bază. Decorațiune. Albastru, alb, roșu și toate culorile spectrului. Avem și imagini, de altfel, aici este în secția de suflătorie, observați combinația dintre gazul metan și aerul comprimat, fac să plastifieze sticla, vedeți cum aceasta este pusă direct în flacără. Va urma acum, după ce ajunge la o plastifiere convenabilă pentru lucrător, va urma faza de suflat, modelat propriu-zisă, care poate fi priviți acum. Deci se modelează așa, cred că va face o ciupercuță de la globule sferice ovale, să fac și alte forme, ursuleți, ciupercuțe, vârfuri sau sticlă suflată în forme, figurine specifice sărbătorii de iarnă. Aici cred că va face un ursuleț. El prinde formă din aproape în aproape, iar copiii și tinerii sunt foarte interesați să vadă cât, ce formă, și caută să ghicească, ce cine ghicește forma primește cadou acel produs. Iată, așadar, noi avem posibilitatea să vedem cum se desfășoară această activitate. Totuși, haideți să facem un pic, să trecem un pic în revistă. Cum a luat ființă această fabrică? Această fabrică a luat ființă datorită faptului că exista o bază materială și umană de asemenea. Noi mai avem în obiectul de activitate și ceramică populară, decorativă și utilitară. Deci faza de decor era o fază care nu mai trebuia altă calificare. În schimb, modelarea sticlei, au fost câteva
echipe de tineri care au mers, s-au calificat la Cluj, unde a fost prima fabrică de acest gen, și după aceea s-a luat avânt producția noastră. De altfel, fabrica de globuri de la Curtea de Argeș a fost inițiativa și s-a făcut la inițiativa unui industriaș american care venea din Polonia, unde din diferite motive a migrat capitalismul, să-i spunem așa, în România, și s-au făcut atunci, au luat ființă trei fabrici, Cluj, Turda și Curtea de Argeș. La început a fost o activitate mai restrânsă. În ce an? În 1989 vara. 1989 vara. Ușor, ușor producția s-a diversificat. Am avut un vârf de producție, o producție extraordinară în anii 1996-1999. Când deja ați venit cunoscuți, practic. Când eram în întrecerea între agenții economici de același fel, noi am fost primii în top, primii furnizori sau cu cantitatea cea mai mare furnizată pe piața Statelor Unite. În Statele Unite? În Statele Unite, piața Statelor Unite. Deci produceam săptămânal 8 containere de 80 de picioare. Într-un container intră 12.000 de cutii, iar fiecare cutie conține mediu așa câte 5 globuri, făcând așa o socoteală, de cam 80 de milioane de unități pe an exportate în Statele Unite. Bun, iată așadar o grămadă de globulețe, să spunem așa, au trecut oceanul către Statele Unite. Am lucrat și pentru Brazilia, pentru Noua Zeelandă. Globurile noastre prin cercul Cromo de la Albești, al profesoarei Elena, au ajuns chiar în Japonia. Extraordinar. Dragi telespectatori, vreau să vă spun că urmează o scurtă pauză de publicitate, însă rămâneți alături de noi, pentru că împreună, în această după-amiază, vom pătrunde așa în lumea globulețelor și, bineînțeles, o să vedeți multe lucruri interesante în această ediție specială, o ediție care marchează oarecum și la noi. Poate reușim să facem și noi un brăduț. Da, rămâneți alături de noi. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Alături de mine se află domnul Sandu Nichita, care trebuie să-i mulțumesc pentru prezența deosebită. Iată, am discutat înainte de pauză cum a luat naștere această fabrică. Am ajuns în 1996, când a atins oarecum apogeul. Ce s-a întâmplat ulterior? Din 2000, datorită invaziei produselor chineze pe piața americană, dar și în Europa, dar și la noi, cu materiale care imită sticla, care sticla înseamnă până la urmă puritate, înseamnă de aia să pune și în pomul de Crăciun. O să revenim și o să spunem semnificația globulețului pentru pomul de Crăciun. Invazia produselor chinezești de duzină. Aici vă referiți la globulețele din plastic? Aici mă refer la globulețele din plastic, din sârme, din alte materiale reciclabile, la un preț de dumping, cu un protecționism vamal precar pentru unele state din Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, și ușor, ușor, marea producție a fost scoasă după piața americană. Noi ne-am repliat în aceste condiții, căutând nișe în comerțul american, globuri de lux, globuri numai personalizate. De altfel, personalizarea, dacă
ar fi să o spun și să fiu corect, am început în 1995 la un târg la Bologna, în Italia, în care se uitau așa italienii mai cu oarecare indiferență către producția noastră, dar a venit un copil și i-am spus, l-am întrebat cum te cheamă. Cum te cheamă și la ei rezonează foarte bine și mi-a spus Mario și am pus pe decoratoarea noastră să scrie Mario. În două ore era coadă de 10 metri să le personalizăm numele copiilor care treceau pe întâi. De altfel, atunci la Bologna a fost un mare pavilion al României în care am participat și noi pentru a arăta potențialul după Revoluție al totuși economiei românești. Iar trecând la un alt registru pe piața americană cu invazia produselor chinezești, noi ne-am găsit locul nostru, pictură manuală, peisaje. Anul trecut, dar și anul ăsta, a fost și mai este încă la modă peisajul urban. Cum ar fi piața Rockefeller, cum ar fi Radio City și alte clădiri importante din New York, se transpun într-un fel stilizat pe globul de Crăciun, sigur cu scrisul ca să vadă cumpărătorul unde se află, și astfel am putut să intrăm pe aceste nișe comerciale și să păstrăm activitatea lucrativă a unității noastre. Ce se poartă în schimb pe meleagurile argeșene, să spunem, și în țară? Pe meleagurile argeșene de vreo 3-4 ani încoace se poartă peisajul de iarnă. Pe care l-avem și noi în acest moment. Peisajul de iarnă, se poartă figuri umane, colindători, scene biblice, chiar, peisaj de iarnă stilizat și totodată cât un mesaj Crăciun fericit, la mulți ani sau sărbători fericite. Sau acea personalizare de care ați vorbit. Această personalizare a trecut în plan personal. Și am dezvoltat la Curtea de Argeș un turism meșteșugăresc de sărbători, dar și unul pentru școala altfel. Deci ați intrat practic în acel program. Am intrat în acest program acum 7 ani, deci programul s-a dezvoltat, da. Am intrat pe acest program vara sau primăvara, când este programul școala, altfel pe ceramică, modelare, să vadă copilul și altceva decât ceea ce vede în mod obișnuit televizorul și calculatorul. Și de asemenea, în perioada de iarnă, o activitate participativă a copilului, care se implică în anumite faze ale producției de globuri. Știu că în perioada sărbătorilor de iarnă ați primit foarte multe grupuri chiar de aici, de la Mioveni. Aici, și numai de la Mioveni, cred că și mai de la... Avem în jur de 8-10 autocare care vin din diferite zone ale Moldovei, nu mai punem la socoteală Bucureștiul, Constanța, până în partea cealaltă la Craiova, care vin să vadă, așa am denumit noi generic, fabrica lui Moș Crăciun, în care, ca să fie activitatea atractivă, de altfel e o împletire între activitatea de producție și activitatea de producție comercială și turistică. Și ca să atragem în mod deosebit, am făcut diferite peisaje la intrare, la așa, am îmbrăcat adecvat personalul și au o mare Crăciunițe, spiriduși și Moș Crăciunii în poză, să zic așa, în mărime naturală, cârja lui Moș Nicolae care îi așteaptă la intrare. Toate aceste lucruri au fost făcute pentru a
produce foarte multă plăcere copiilor. După emisiunea de anul trecut de aici, la postul dumneavoastră de televiziune, în acest an am avut o afluență foarte mare de copii însoțiți de bunici părinți la Curtea de Argeș din orașul Mioveni, particulare, cu mașini particulare, care au venit să vadă fabrica lui Moș Crăciun. Este pentru noi o încântare când vedem chipul luminos al copiilor care participă efectiv. Mai mult decât atât, avem și un magazin de incintă, iar atunci când sunt antrenați în diferite activități, copiii care au o disponibilitate de timp trec în sala de proiecție, unde sunt proiectate desene animate, procesul de producție, sigur că la cei mici desene animate, la cei maturi procesul de producție, ca să nu mai stăm noi să explicăm de fiecare dată. Știu că sunt foarte multe personaje pe care le regăsim în globulețe, cel puțin am văzut în afară de cele biblice. Când vin la dumneavoastră, vă cer tot felul de personaje autentice până la urmă. Sunt personaje din bazme, personaje colindători, cum avem îngerași, aici, îngerași, alte figuri care îi încântă foarte, foarte tare. Care ar fi tendința lui 2015 în materie de globulețe? 2016, să zicem așa, 2015 suntem pe final, 2016 culorile vor fi albastru și mov, ca tendință, iar în continuare peisajele din natură, peisajele urbane și personalizarea ornamentelor pentru pomul de Crăciun. Deci, cred că pe această personalizare, până la urmă, cred că vom merge. Am văzut foarte multe globulețe care au anul 2013, 2014. Da, sigur că da. Dacă se dorește și vrea să marcheze anul și ziua în care au fost la fabrica lui Moș Crăciun, sigur că putem face acest lucru. Însă, la român este o chestiune de tradiționalism foarte importantă și de suflet. Păstrează ornamentul ăsta de când copilul are 2 ani până devine adult, dacă o întâmplare face ca să nu mai existe. Spre deosebire de americanii care după ce au trecut sărbătorile de iarnă aruncă bradul de Crăciun cu totul. Da, noi nu facem lucrul acesta. Și este un lucru foarte frumos. Dacă stau să mă gândesc în zestra globulețelor, chiar regăsesc probabil globulețe de 25 de ani, poate mai mult de atât. Și nu vă creează așa o stare de bine, pentru că acel obiect fragil, până la urmă, a devenit și s-a păstrat odată cu ascensiunea. Da, da. Până la urmă. Iată așadar, putem spune, dragi telespectatori, că în această după-amiază avem ocazia să devenim așa puțin nostalgici. Însă, iată, a venit 2015. Vedem că a evoluat oarecum acest globuleț. S-a modificat un pic structura lui. Au apărut aceste desene, totul manual. Bănuiesc că și la dumneavoastră ați schimbat un pic registrul, să spun așa. Da, ce se întâmplă? O mare problemă este aceea că ușor, ușor forța de muncă se erodează. Din mai multe motive. Poate este o muncă grea, dar este o muncă artistică, în primul rând. Nu poți să faci asemenea obiecte decât dacă ai ceva nativ artistic. Alții pleacă poate după un salariu mai bun, poate pentru o activitate mai comodă, și este foarte greu, foarte greu, și o spun nu numai pentru ornamentele de pom de Crăciun, și pentru ceramică artizanală, și pentru artizanat textil, și pentru alte activități lucrative ancestrale pentru poporul român, care ușor, ușor dispar
și nu o să le mai vedem decât în muzee. Dau un singur exemplu. Până la 1700 apare în Germania acest obicei al globurilor din sticlă pentru pomul de Crăciun. Deci, pentru a înlocui cum era tradiția și cum care pomul de Crăciun înseamnă o năzuință de mai bine pentru la anul, pentru roade. Deci aceste ornamente pentru pomul de Crăciun simbolizează roadele pe care fiecare dintre noi vrem să le avem la anul. Ușor, ușor, acest obicei a migrat către Europa de Est și chiar și în Rusia sunt activități de acest gen, care au marcat, să zic așa, sărbătorile de iarnă. Sunt obiectele specifice sărbătorilor de iarnă. Cum, dacă ne ducem în latura gastronomică, cum sunt cozonacii, fritura, covricii. Să nu uităm că înainte bradul era împodobit cu mere, nuci, covrici. Și era un obicei și se păstrează și acum, și bine că se păstrează la Câmpul Lung. Am văzut și poate că și zona dumneavoastră este sub etnografia, să zic așa, a Câmpul Lungului. Am văzut covrigi și obiecte și produse de panificație foarte multe puse de diferite forme în pomul de Crăciun, ceea ce este o chestie interesantă. Ce credeți că nu ar trebui să lipsească niciodată din bradul pentru Crăciun? Spiritul Crăciunului, dacă ar fi să vorbesc altfel, și spiritul Crăciunului se manifestă prin podoabele care le punem în pomul de Crăciun, prin felul artistic de manifestare, nu împodobind pomul de Crăciun cu lumini multicolore, că dacă te uiți la el în 5 minute, ce 5 minute, într-un minut... Deja nu poți să-ți dai seama ce fel de globulețe ai. Dacă ați observat dumneavoastră la președintele american Barack Obama, care au un foarte mare cult pentru pomul de Crăciun și pentru globulețele de Crăciun, în spatele lui era la Casa Albă o gerbă mare de globuri pentru pomul de Crăciun și m-am uitat foarte atent, dar n-am putut să identific. Cred că erau și globulețe de la Curtea de Argeș. Într-adevăr, asta probabil ne dorim cu toții să mergeți mai departe cu aceste globulețe, probabil și fiecare, ca cineva care își dorește, nu neapărat în Statele Unite, dar oricine, oricum, dar spuneam că acest spirit al Crăciunului se manifestă și la noi și la cei care sunt... Nu cred că trebuie să lipsească vreodată. Cred că nu trebuie să lipsească vreodată. O lume devine mai bună, mai altruistă, afectivă și este un lucru bun pentru oamenii. Totuși, tradiția, obiceiurile, la un moment dat, evoluează, îmi dau seama. Am eu o expresie, la ce e tradițional se mai picură un pic de Occident, se pare un pic mai poleit așa, dar fondul se păstrează. Apropo de tradiții și obiceiuri, spuneați și dumneavoastră, încep să se piardă, însă văd că spiritul Crăciunului dăinuie și bine face până la urmă, chiar dacă trebuie să recunoaștem și prețurile sunt pe măsură. Este acum sărbătorile de Crăciun și îmi pare rău că o spun, a devenit mai mult o chestiune comercială. The business. Nu mai vedem acei colindători prin nămeții până la breu să ajungă la o casă din care abia mai pâlpâie o lumină și să vede fum. Se fac o glumă, acum merg pe biciclete. Acum merg pe biciclete sau pe alte motorizate. Nu avem zăpadă. Nu avem zăpadă.
Da, să fac o glumă. Da, într-adevăr, nu mai vin colindătorii, din păcate. Nu mai vin colindătorii. Sunt în ajunul de Crăciun când te aștept să vină colindătorii, lași porțile deschise și de-abia intră câte un copil de când în când rătăcit sau dacă sunt rude sau așa, știu că sau prieten, vine, de, familie, sau prieten de familie. Numai acel entuziasm, să zic așa, când eram eu mic, în sat unii împărțeam în două ca să nu se bată copiii între ei, să aibă dispute. Bă, taie mai puțin. Era o trântă până zăpadă. Așa, plăcută, să, da, plăcută. De altfel, cu sănii, cu zurgălei, cu bradu, cu căciula mare pe cap, că frigul era de asemenea la minus minus. Cam în ultimii 15-20 de ani fluxul acest flux de copii e în scădere, spun eu. Păi și demografia în România, vedeți cum este, însă ce am observat și este un lucru îmbucurător, românul oriunde s-ar afla în lume, tot Crăciunul îl ține cu tradiția ce a cunoscut-o, să zic așa, în țară, cunoscută în familie și în tradiția zonei în care provine. Într-adevăr. Bun, revenim un pic la pregătiri pentru Moș Crăciun. Aceste globulețe pe care le-ați văzut și dumneavoastră, dragi spectatori, în acest moment, am aflat câte ceva, am intrat așa un pic în magia sărbătorilor de iarnă. Aș vrea să vă întreb, nu v-am întrebat de celebrul vârf de brad care... Și e foarte bine că m-ați întrebat. Vârful de brad este ceva specific românesc, fiindcă celelalte popoare au o stea în vârful pomului. Vârful este ceva specific românesc și el se decorează. Deci el se decorează în aceleași culori și cu aceleași motive cum se decorează și celelalte globuri care compun setul destinat unui pom de Crăciun. El are două, o bulă sau două bule, trei, patru, depinde cât de măreț este și se face funcție și proporțional cu pomul de Crăciun pe care îl are fiecare, pe care îl plasează în cadrul locuinței, acolo unde crede ca să fie... Dar am văzut foarte multe motive florale deosebite. Motive florale, da. A fost o modă a motivelor florale, a fost și frunze, dar țar chiar și de alte specii. Dau impresia sau sugerează primăvara. Bogăția de peste an. Tot trecerea și năzuința către mai bine. Este specific nu numai nouă românilor și altor popoare, să le zicem așa, mai așezate. Într-adevăr. Un gând, dacă aveți, către cei care ne urmăresc în acest moment. Gândul ar fi și o urare. Ar fi aceea ca anul 2016 să aducă bucurie în căminele și în sufletul fiecărui român, să avem parte de liniște, să avem parte de bunăstare și de multă, multă toleranță. Da, eu vreau să vă mulțumesc că în această după-amiază ați fost alături de noi și ne-ați introdus oarecum așa în magia sărbătorilor de iarnă. Cred că pentru dumneavoastră este o bucurie zi de zi când aveți pe masă aceste minunate globulețe pentru pomul de Crăciun. Eu le privesc ca manager al acestei, dar este și o bucurie, cum spuneți dumneavoastră. Da, mulțumesc încă o dată pentru prezența deosebită. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Spunem capăt, nu uitați, mâine ne vom revedea tot aici în platoul Absolut la Zi cu evenimente importante și nu uitați, la ora 20, nu ratați jurnalul de știri, cel mai bun jurnal de știri din județul nostru, doar aici la Absolut TV. Până mâine, toate cele bune, rămâneți alături de noi, rămâneți alături de Absolut TV. Toate cele bune, la revedere!